Bisericile de lemn din Județul Arad au fost incluse în circuitul turistic național. Astfel, în funcție de evoluția pandemiei, anul acesta va fi lansat un program de vizitare a unora dintre aceste lăcașuri de cult în cadrul proiectului Turismul de o zi. Consiliul Județean Arad a primit astăzi de la Ministerul Economiei certificatul prin care bisericile de lemn din Județul Arad sunt incluse în circuitul turistic național. Vicepreședintele Consiliului Județean Ionel Bulbuc. A precizat că, în funcție de evoluția pandemiei, anul acesta va porni un program de vizitare a unora dintre aceste biserici, în cadrul proiectului Turismul de o zi. În județul Arad sunt 43 de biserici de lemn, unele cu o vechime de peste 250 de ani, iar dintre acestea, 24 sunt în stare bună. Bisericile ortodoxe de lemn s-au răspândit în comunitățile românești din Transilvania, începând cu anul 1279 când regele ungar Ladislau Kulman a interzis construirea bisericilor ortodoxe de zid pe întregul teritoriu al regatului maghiar.